But this is Lucifer with Iron Dick. Și pe iubire eu zic. Sunt Luciferul cu pălă de fierul. Mai ales, bă, n-avea de ales. Mai ales, spitalul de nebuni, Lucifer! 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 Așa făcea ala, cam bă. Cred că avea halucinații săracul de el. În rest e băia bună. Când o dăm de-astea, prefer pula mea un băia normal, știi? Decât să fie 10 secunde bun și 10 zile nebun, mai bine unul normal care e și bun și rău. Te înțelegi cu el, aia e ideea. Hai să vorbim cu sora. Băi, o să... Acum îmi iau prânzul spre seară. E cinea cea de faimă. Aproape se face cinea cea de faimă, că n-am mâncat de două zile. Dar asta e ce pula, mă, că nu ce fac pula de fier, că nu-și găsește loc de muncă. O să mă apuc de scriu, să fac cărți, cu toate că îi scriu pula mea de 4 ani. Până la urmă o să-mi publice cineva, asta e chestia, că dacă toată lumea ar fi barată pentru mine, nu s-ar agita ăia care îmi barează. Da, asta e liniștit. Am barat toată lumea. Hai să pălă pe... Nu m-ar agresa, nu mi-ar face nimic, nu mai fac hărțui, înseamnă că vrea să fie ceva. Nu știu, că eu am făcut infracțiunea cu poezie. Vrea să fie poet și intelectual. Asta. Olgo, mulțumesc pentru tot. Mulțumesc. Nu s-a supărat. Eu ne vorbeam pe YouTube acum. Și mă prosteam. Pa! Așa. Și îi dăm telefonul mama că se simte rău. S-a certat cu tata. Toate. Păi ăștia sunt boșorogi. Boșorogii au niște chestii și aduce aminte. Depinde de boșorogi. De acum 30 de ani. Și aduce aminte că un copil a făcut nu știu ce. Că ăla s-a strâmbat la el. Că nu respectă. Niște era. Și începe să-i reproșezi. Și aia îi reproșează lui ăla. Asta e. Și am niște prieteni și dușmani care mă numără de bani. Na, ca să parafrazez de un manelist original. Nu știu care a făcut-o, dar e foarte deștept. Știa ăla ce știa. Bă, mie nu prea îmi plac manele, îmi plac câteva piese. Câteva piese, mie n-am ascultat manele ca să zic, bă, e bună, aia e proastă, dar unele le-am ascultat și mi-a plăcut ăla. Păi de ce? Băi, sunt artiști? A, nu, că e manelist, se duce la nunți. Și cum dracu vrei să se facă nuntă fără muzică? Ce pula mea de muzică vrei? Bă, bagă-ți tu ce muzică vrei la nunta ta, da? Unii vrea să-și bage manele? Să-și bage, frate. Dacă e cerere. Care e problema? Când dau eu cu părerea, mă tot repede mi-am pulă. Treaba lor, se distează pe ei. Și am fost la o comunie cu manele și m-am simțit bine. Cum? Original! Și la comunia mea mi se pare că tot manele am băgat. Ce? Mi-a hâit pula? Că mie îmi place heavy metal. Și ce? Vine cu mine. Să rămâne aia. Ce mai? Vorbeam cu YouTube-ul. Cu YouTube-ul! Da, la calculator. Hai că văd că ți-ai mai revenit la voce și mai vrei. Bine, atunci mami, te las. Te las! Nu am luat acum. Când o să mă doare, atunci o să iau. Nu acum. Acum încă e bine. Când începe, atunci iau. Poate? Frituri, niște conserve, un borcan de ciorbă.
Adică bag acum ca lumea. Bag fricturile întâi, ciorbă, mai multe. E bine. Păi da, mai am grijă de tine. Eu ușor, ușor îmi revin. Dar reveniți-vă și voi ca să fiți... Hai mă, mamă, dar ai făcut în așa fel să... Hai că și eu te rog. Bine? Hai ca să ne certăm. Că văd că e supărată. Pa! N-am înțeles. Pa! Știu, dar nu pot fi bine în condițiile care mi le-ai promis tu. Pa! Așa. Iubirii, băi, să încerc să dăm telefon și la iubirii. Că după aia mă apuc de cinea cea de faimă, că e aproape cine. Ia, iubirii, e ocupată, dacă e ocupată, las iubirii în pace. Că ce e? Mă duc la iubirii, foarte! Uite, iubire! Mă duc și eu, foarte, ce faci? Bună, ce faci? Eu uite, stăteam aici. Mi-a adus sorna de la țară ajutoare. Mi-a adus de mâncare, mă. Nu, hai nu face mișto, că nu e de mișto. Suntem noi, nu știu. Niște frituri, niște... Ca de obicei, că știi tu ce mi-a adus. Vreau să văd ce mai faci atât. Să te oglas. Aoleu, când s-a spânzurat de gârgălor? Nu știu, n-am zis. Și după aia comite ceva în acolo? Păi majoritatea fructelor sunt roșii, mă, ca să atragă atenția insecte. Adică nu oamenilor. Dar unele plante otrăvitoare și alea sunt roșii. Aia e natural. Numai că noi oamenii avem inteligența ca să distingem roșu care e toxic de roșu care e hrănitor. Majoritatea sunt hrănitoare. De obicei, culorile de portocaliu, albastru, în lumea animalelor. La mine albastru înseamnă serenitate. Eu iubesc culoarea albastră. Înseamnă serenitate, calm, alea. Cu toate că e o culoare rece. E o culoare... Da, mie așa îmi place și mie albastru. Deci asta de când eram mic. Asta mi inspiră. Eu tot timpul pot să revin la albastru. Și dacă îmi place altă culoare, tot albastru. Hai că te las. Hai că bag, hai lasă-mă. Pa. Deci, Lucifer cu pula de vier. Da, bă, hai să vă zic ceva. Că știu că se uită destui, dar mie mânărit contul, dar nu contează. Eu oricum sunt atât de generos că dau angro. A, fiți atenți că la invenții. Băi, mulți nebuni se cred inventatori. Nu sunt. Ale mele se pot aplica. Dar nu în mod optim. Aia o pot face eu. De aia și las aici ca să-i zgândere așa cu foloacă și polă și pizi. De ce? Eu le-am conceput în creierul meu. Eu le gândesc pula mea de vreo 20 ceva. Hai ca să vă zic, ca să vă băgați pula în pizdă și să vă oficați. Eu cu idei și cu inovații și invenții am de la 8-9 ani. Nu ca berez acum să-mi dau talente. Chiar așa e. Eu tot timpul mă gândesc la chestia asta, la device-ul ăsta, cum merge aia, ce face aia. De-aia mă interesează foarte mult știința. Nu știu, poate e a mea chestie, știi? Pentru că religia, dacă e așa, nu e infinită. Religia oarecum e statică. Doar te cramponezi de niște chestii, dar care sunt chestiile alea de care te cramponezi, tu sunt sigure. Dumnezeu e sigur că există. Iubirea este sigur că există când vezi un tată cu un copil în brațe și
o mamă și la astea. S-a iubirea de la mamă la copil și chiar un om care hrănește un câine. Există și ura. Asta religie pe bază de emoții. Eu încerc știința, știința infinită. Știința poate să crezi că cum au căzut și aia în antichitate. I-ar da pe oameni de știință părut. E infinită. De fapt, nu e infinită. Tind spre infinit. Tind spre Dumnezeu. Dar nu-l atingi. Că și Dumnezeu nu e static. Măcar uite-te la universul nostru, care face parte dintr-un acel Dumnezeu care de fapt nu-l cunoaște. Doar unii îl iubesc, unii se roagă la el. De fapt, doar câțiva îl iubesc. Majoritatea se roagă la el. Se roagă să le dea ceva. Cumva. Cum? Suntem egoiști. Păi dă-mi, dacă mai crea. Dă-mi, hai, dă-mi. Pentru liniștea. Păi, liniștea familiei. Stă în puterile tale, dacă vorbești cu toată familia sau astea. Sau mai ai alții care nu știu ce. Pentru belșug. Belșugul îl faci cu mâinile tale. Unii ar zice, cine vorbește un parazit? Nu sunt parazit, că eu încerc, băi, de prin pula mea. Uite câte film am băgat pe YouTube, câtă creație. Că e într-o contradicție cu ce venitura mea. E altceva. Și pe mine mă interesează. Dar cred că și pe tine te interesează de intipări cu bună. Și acum o să mănânc, tu poți să zici ca un porc. Eu zic ca un om în comandat. Și comentăm ce mâncăm. Băgăm o pâine originală. Pâine originală. Și acum facem, uite așa, în colțul ăsta ca să mă iubească soacra care nu am. Așa se zice în popor. Te iubește soacra ta dacă mănânc colț. Mama, dracu, doar dacă mănânc eu colțul de pâine, mă iubește. Mă iubește soacra și dacă aș mânca o felie sau n-aș mânca nimica. Dar sunt niște chestii, zic eu. Poate izvorâtă de la cineva care, când a mâncat un colț de pâine, l-a iubit-o. Și s-a perpetuat așa, știi? Sau hai ca să ne gândim, cred că colțul de pâine, de fapt ar să din vechime. Colțul de pâine, în cuptoarele alea antice, cum talea cum erau. Și marginile de pâine, că oricum se tăiau, știi? Erau mai carbonizate, mai uscate, mai rele de mâncat. Cu toate că le puteai ingera. Și dacă mâncai marginile sau ce era mai rău, te iubea soacra pentru că păstrai la nevoastră și la copii tăi. Cred că de la asta vine. Că toate astea vin din vechime de ani, de mii de ani. Ăștia și-au dat seama că, uite, mă uitam la Stonehenge. Că ea făceau ce făceau, pula mea, că veneau animale. Băi, nu există pe planeta asta de mult de tot. Și am avut problemă chiar cu nebunii. Că nu știu să ne regăsim. Și ăștia au treaba lor, nu știu cum să facă multe ce. Hai că nu vă mai arăt eu cum mănânc, uite, am băgat aici în propunere și o să mă apuc să mănânc liniștit. Mă uit la știri. Și ceva.